Ioan Nicolae, patronul Astrei Giurgiu, s-a arătat nemulțumit de prestația echipei sale. A criticat jucătorii pentru stilul de joc adoptat și spune că l-au dezamăgit profund pentru că și-au bătut joc de ocazii și nu au dat jocului o notă profesionistă. Rezultatul, sigur, e rezultat, însă jocul echipei a lăsat mult de dorit. Vorbesc de jocul echipei noastre. Echipa adversă, săraci atât puteau să joace și cât au putut au jucat. Ai nu știu, în schimb, pot mult mai mult, dar pentru mulți dintre ei astăzi a fost o emoție penibilă, mai mult decât penibilă. Să-ți bagi jocul așa de pase, de tot felul de, eu știu, de ocazii, care de tău cu călcâiul, cu piciorul, cu latul, cu bocancul, cu jocul. Deci n-are nicio legătură cu atingerea de fotbalist profesionist. Ei nu sunt profesioniști decât la salarii și la pretenții. Sigur că nu aș putea să bată cu 10-0, numai că modalitatea de exprimare a echipei a lăsat multe dori. Sunt total nemulțumită. Nu în nicio măsură. Dar sunt total nemulțumit, a fost un joc penibil. Din punctul meu de vedere, absolut penibil. Daniel Isăila, antrenorul Astralilor, spune că jocul echipei sale a lăsat de dorit chiar dacă au câștigat. Antrenorul Astrei a mai spus că a încercat să ofere șanse la cât mai mulți jucători. Chiar dacă am câștigat cu 4-1, am ratat foarte mult, am trăit periculos, am tratat multe faze superficial, cel puțin în prima repriză, am trăit periculos și asta mă supără. Am încercat să dau șansa mai multor jucători, să rulez jucătorii, să aibă toți jocuri în picioare, dar din păcate jocul a suferit. Udescu, jucătorul care a punctat 2 goluri pe tabela de marcaj, a recunoscut și el că jocul nu a fost unul foarte bun, însă obținerea unei performanțe este ținta lotului. În meciul de luni seară cu FC Brașov speră ca echipa lui să facă un meci bun. Ne-a eliminat CFR-ul, acum ați văzut, Brașovul a jucat mai bine și noi o să jucăm cu Brașovul luni și o echipă destul de bună. Aveți emoții? Nu avem emoții, dar trebuie să jucăm serios, să jucăm altceva decât ce am jucat azi. După cele 4 goluri înscrise în partida cu ACS Berceni, Astra și-a asigurat calificarea în optimile Cupei României Timișoreana. Luni pe stadionul Marina Nastasoviș din Giurgiu, echipa Astra va întâlni formația brașoveană FC Brașov.